să spunem, două loturi sau două pachete de lucrări. Avem o dată strada Salci și Nicolae Titulescu începute ca și execuție undeva în luna iunie anul 2017 și mai avem un al doilea set de lucrări începute anul trecut, cred că în decembrie, fiind vorba de strada Gheorghe Doja și Panai Cerna. Bineînțeles, al doilea lot nu a avut nici intervalul de timp sau vremea n-a fost prielnică pentru executarea lucrărilor, dar acum se reîncep, de fapt au și început, s-au reînceput lucrările, urmând pentru aceste două străzi din urmă să fie finalizate în următoarele maxim două luni. Trotuarele pe strada Gheorghe Doja deja sunt 90% sunt aproape finalizate, s-au început lucrările de frezare a asfaltului, mai sunt zone unde necesită reparații și urmând să se facă stratul de bază și cel de uzură sau asfaltarea pe, mai pe scurt. Avem niște probleme destul de mari la capitolul infrastructură, le vom lua etapizat. Anul acesta vom face inclusiv mai multe străzi ca și întreținere, în sensul că infrastructura, stratul de fundație sau de bază al lor este bun și se vor schimba doar covorul asfaltic. În felul acesta vom putea să accelerăm puțin și să aducem o parte din străzile orașului la un stadiu firesc și normal. Pe zona de investiții tot începusem cu strada Salcii și Nicolae Titulescu, unde, din nefericire, vom fi în situația, deja s-au făcut demersurile de reziliere a contractului. Am avut parte de un contractor care nu a reușit să-și îndeplinească misiunea asumată prin contract. Acestea vor fi încă o dată scoase la licitație și le vom finaliza, sper, în cel mai scurt timp, după o procedură de achiziții nouă. Aceste străzi trebuia să fie gata undeva în luna august anul 2017. A fost anul trecut scoase două străzi la licitație, câștigate, pornite, dat începerea lucrărilor. Este vorba despre Panai Cerna și Gheorghe Doja. Chiar discutam cu cetățenii de pe Gheorghe Doja, din 47 nu s-a mai făcut nimic la strada respectivă. Bineînțeles, norocul e că atunci se făceau cu simț de răspundere, adică infrastructura este foarte bună, e făcută din piatră. Trotuarele s-au terminat. Da, firma Jetnic, care e din Cernavoda, lucrează foarte bine. Când era frig afară, ei puneau, bine, erau temperaturile normale pentru a face lucrarea, nu erau minus. Dar știți că am avut perioade bune de-a lungul anului și în perioada aia au reușit să pună trotuarele, bordurile, au pus și pe Panai Cerna și pe Gheorghe Doja. Și acum, astăzi chiar am fost acolo și deja pregăteau pentru asfaltat. Deci, ce cu freză. Sunt străzi de 700 de metri, nu sunt foarte lungi, dar sunt neatacate de ani de zile, cum v-am spus. Durează mult din momentul în care... Cred că în două săptămâni va fi gata cel puțin Gheorghe Doja, care s-a frezat și se va începe asfaltarea. Ce ar fi una două săptămâni și cealaltă? Și alta încă două săptămâni, da. Păi a fost câștigată la 31% din valoare. Dobrogea S.A. la fel a contestat, e urmărit să nu cumva să facă rabat de la, au zis că va comanda și un expert să expertizeze calitatea, dar firma respectivă își face treaba bine, îl verificăm, vom face sondări dacă într-adevăr a pus grosimea și cu dirigintele de șantier. Deci nu sunt... Asta vom face, da. Frezarea, înțelegeți? După care urmează să se facă niște prelori însemnând astupare de gropi cu asfalt, manual și mecanizat, după care va veni cu primul strat binderul,
un strat de binder peste care se va șterne uzura. Ce grosime? 6 cm primul strat și 4 însemnând binderul și 4 cm uzură. Se lucrează greu, se lucrează ușor? Vremea vă e aliat, vă e împotrivă? Noi am încercat să lucrăm cât de repede putem, având un termen, dar vedeți, condițiile meteo nu-ți permit să vii să șterne covorul asfaltic și toate cele. Momentan, noi sperăm să ne încadrăm totuși în termen și să facem o lucrare de calitate. Adică răzuiala și preluarea? Răzuiala, răzuitul străzii, bineînțeles că mergi, nu incomodează pe nimeni cu nimic. Ultima fază, atunci ce problemă, asfaltarea? Asfaltarea, noi când o să ne permită timp, o să executăm și operațiunea aceasta. Important e să nu plouă sau? Important e să nu plouă și totuși să avem temperaturi optime, conform normativului. Minimum 15 grade. Da. E lungă strada? 393 de metri cu 7 metri lățime. Și câte utilaje avem? Utilaje avem freză de asfalt, mini încărcător, bobcat însemnând, două buldoi excavatoare, personal care e destul de mare. Acum v-ați nimerit în pauza de masă la noi de nu i-ați găsit. Deci o bandă. Autobasculante. Avem utilaje, ce utilaje sunt necesare să executăm.